O mamă cu două fiice minore a cerut ajutorul poliției de frica soțului agresiv. Tânăra de 25 de ani din Bumbești-Jiu a sunat la 112 și a reclamat că, în urmă cu două zile, ar fi fost agresată de soțul său de 32 de ani cu același domiciliu. Victima a refuzat deplasarea la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate, dar a solicitat găzduirea la centrul de primire în regim de urgență pentru mama și copilul victimelor violenței domestice din municipiul Târgu Jiu, fiind preluată de reprezentanții acestei instituții împreună cu cele două fiice minore. În cauză s-a întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie, fiind totodată emis un ordin de protecție provizoriu pentru 5 zile față de agresor.